deschizi afacerea, bagi bani acolo, te implici, nu știu ce, și vezi că prima, a doua, a treia, până chiar primele 6 luni afacerea nu funcționează cum trebuie. Ce faci? Cum reușești să treci peste, cum reușești să-ți revii și cum reușești să faci afacerea din una falimentară în una de succes?